Cel puțin 490 de persoane au murit ca urmare a infecției cu noul coronavirus în China, iar numărul persoanelor infectate a ajuns la 24 de mii, conform bilanțului publicat de autoritățile medicale de la Beijing. La nivel mondial, în 27 de țări au fost înregistrate aproape 230 de cazuri de infecție cu acest virus. Cele mai multe dintre aceste persoane călătorise recent la Wuhan sau în alte zone din provincia Hubei sau erau turiști chinezi. Între timp, în Japonia, 10 persoane aflate la bordul unei nave maritime cu peste 3500 de pasageri la bord au fost depistate cu noul tip de virus. Autoritățile de la Tokyo au decis să prelungească perioada de carantină cu cel puțin 14 zile. Probleme și la bordul unei aeronave canadiene care a zburat spre Jamaica după ce un pasager al cursei a făcut o glumă, spunând că a călătorit în China și că ar fi infectat cu noul tip de coronavirus. Respectivul pasager în vârstă de 29 de ani a fost reținut de poliție la coborârea din avion, care a fost nevoit să revină la Toronto. În Europa, sute de evacuați din orașul Wuhan, unde a început focarul, sunt încă ținuți în carantină, inclusiv în țări precum Italia, Franța, Polonia și Marea Britanie.